Doamnelor și domnilor, Radio România și Televiziunea Română vă invită la spectacolul de gală Premiile Muzicale Radio România 2015. Prezintă Alexandra Ungureanu și Eugen Rusu. Bună seara și bine ați venit, doamnelor și domnilor! Bună seara! Mulțumim Radio România pentru consecvența cu care premiază în fiecare an cele mai bune piese, cei mai talentați soliști și cei mai inspirați compozitori români. Suntem la cea de-a 13-a ediție a premiilor pe care cel mai ascultat radio din România le oferă excelenței în muzica ușoară. Sunt sigur că și dumneavoastră și ascultătorii noștri, telespectatorii de asemenea, aveți preferințe pentru anumite piese, ați mizat pe anumiți artiști, vă veți bucura dacă veți vedea vedeta preferată premiată. Așadar, cei mai iubiți să câștige! Cel mai bun album. Doamnelor și domnilor, la categoria cel mai bun album avem 4 nominalizări. 40 plus, Horia Brenciu. Fericirea de luni, Alina Manole. De la răsărit la nord. La capătul lumii, Alexandra Usurelu. Sunt zâmbete gratis, au culori și magie. Rock and Roll Baby, Direcția 5. Mai e nemai văzut. Plicul câștigătorul acestei ediții îl aduce dirijorul Mădălin Voicu. Bună seara, salut mâna. Un nume istoric și cel mai bun album al anului. Da. Direcția 5. Direcția 5, doamnelor și domnilor, cel mai bun album al anului 2014 la Gala Premiilor Radio România. La chitară, domnul Nicu Damalan. Tobe Marius Cheșeri. Cristian Rache, voce. Legenda grupului nostru și cel mai mare dintre noi, Toni Șeicărescu. Suntem Direcția 5 și vă mulțumim din suflet pentru susținere, pentru sprijinul acordat. Hai cu mine așa.
cea care face posibil tot. În iubirea ta și-am să mut munții din loc. Poate pentru că ai iubit e omenesc. Am dus mulți cu știu mă iubești și te iubesc. De ce iubim? De ce visăm? Ce greșim, de ce iertăm? Aș vrea să cântăm refrenul ăsta împreună. Vreau să rețineți patru cuvinte. Iubim, visăm, greșim, iertăm. Îl facem? Ok, hai să venim cu noi. Până acolo în spate, da? Hai să încercăm. De ce iertăm? Acum voi mai tare. De ce visăm? De ce greșim? Și mai ales. Vreau să invităm alături de noi pe scenă, pe superba, Lidia Buble.
cel mai bun interpret. Bodo. L-am invitat alături de noi ca să ne anunțe cine pleacă acasă cu trofeul, pe Gabi Marica. Realizatorul și redactorul șef al redacției Format Muzical din Radio România, Gabriel Marica. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă mulțumim că ați venit la Premiile Muzicale Radio România, un eveniment care sper eu să vă placă și să vă emoționeze. Așa cum v-au emoționat, de altfel, și vocile masculine ale anului 2014, dar hai să aflăm cine este câștigătorul. O să vă spun ceva. Este vorba despre Cristi Enache. Cristi Enache, cel mai bun interpret la Gala Premiilor Muzicale Radio România. Să știți că premiul o să-l iau eu și o să-l dau după ce, evident, o să-mi fac și o poză cu el. Cel mai bun duet. Așa e dragostea, Andra și Liviu Teodorescu. Așa e dragostea. Ceva se întâmplă cu noi, Alexandra Ușurelu, featuring Mircea Vintilă. Forever Love, direcția 5, featuring Lidia Buble. Noapte caldă, bere gratis, featuring Sore. Și mie chiar îmi pasă dacă tu înțelegi că noaptea e caldă, eu am mâinile reci. Cel mai bun cântec pop rock. Și la această categorie competiția este foarte strânsă. Este o competiție rock. De la capăt, Voltaj. Din nou, Proconsul. Ascunde-mă în visul tău, prezistă-mă la pieptul tău. Din nou. Forever Love, direcția 5, featuring Lidia Buble. Facem auziți, Banc și ai noștri. Nerimica mea, încă o dată și încă o dată. Noapte caldă, bere gratis, featuring Sore. Cel mai bun artist pop rock. Gratis. Calde, știe doar luna, ești pe dragul. Și mie chiar îmi pasă dacă tu înțelegi că noaptea e caldă, eu am mâinile reci. Direcția 5. Am căutat la viața asta, te-a așezat în brațele mele.
consul.